Bună, dragele mele, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt Ana Maria de la Beauty Barometer și vă aștept astăzi cu un nou film despre empties. Pentru că iar am terminat o dita mai sacoșa de produse, nu m-am gândit că se vor aduna atâtea de la ultimul, de la cel mai recent film și până acum, dar ia uitați ce am aici, o grămadă de produse, așa că nu mai stau la introduceri și la alte chestii, dau înainte ca să terminăm și să nu ajung. Sper să nu depășesc jumătate de oră. Haideți să vedem. Începem maratonul de empties. Și ca să începem energizați și hidratați, încep cu apa termală de la Uriaș, formatul acesta mare, de 300 de ml. Este cea mai bună apă termală pe care am folosit-o în ultimii 4 ani. Îmi place foarte mult, nu prea cred că o să mai lipsească. Eu oricum sunt o mare amatoare de, și utilizatoare de ape termale, dar aceasta îmi place cel mai mult. Ok, hai să vedem. Geluri de duș. Da, întotdeauna în baie la mine se găsește un gel de duș de la Yves Rocher. De ce? Pentru că de câte ori fac comandă, mi se lipește automat de deget și așa ceva. O să vă las link în descriere către Yves Rocher, pentru că pe site-ul lor întotdeauna aveți găsit tot felul de promoții, tot felul de cadouri, tot felul de chestii. Taram. Bun, de la Elizabeth Arden am terminat două produse. Vă știți că îmi place foarte mult acest brand și încă din primăvară am început o colaborare cu ei. Am avut și un workshop de skincare. Ce să vă spun, am terminat acum crema de mâini, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Practic este ca o cremă tratament. În momentul când o aplici, parcă se creează așa un film transparent așa pe mâini, care menține hidratarea acolo și protejează mâinile. Și am terminat și demachiantul cremos, care mi-a plăcut extrem de mult. Este un demachiant pe care de multe ori l-am folosit și pe post de mască hidratantă pentru ten seara, pentru că este extrem de plăcut, extrem de ca textură, ca tot ce vreți voi. Deci de la Elizabeth Arden două produse. Oh, nici nu știu ce să mai arăt. Un deodorant de la Nivea Protect & Care, acesta formatul nou albastru, este într-adevăr plăcut ca și textură, însă ca rezistență este mediu spre slab, să spun așa. Adică dacă aveți o zi în care trebuie să alergați foarte mult, dar trebuie să vă gândiți de două ore înainte de a vă da cu acest deodorant, pentru că nu ține foarte bine transpirația sub control. Pentru că tot vorbeam despre Nivea, băiețelul meu a terminat Nivea Baby Mildew și Lotion. Oricum v-am mai povestit despre el că cam face abuz de săpun lichid și am învățat și la grădiniță că este foarte important să spăl pe mâini, vede și acasă, mă vede pe mine că mă spăl de atâtea ori pe mâini și ca atare o chestie de asta ține mai puțin de o lună, doar pentru spălat pe mânuțe. Atenție! Ok. M-am vopsit ultima oară cu Sios Gloss Sensation, cu nuanța, cu ce nuanță m-am făcut? Cu nuanța Blond Cocos, Coconut Blond. Am făcut greșeala de a nu folosi două cutii, ci am folosit doar o cutie. Și din cauza aceasta, vă spun sincer că nu am fost foarte mulțumită, pentru că culoarea nu a prins foarte bine, dar a fost greșeala mea. Pentru că o singură cutie mi-a ajuns, nici măcar pe rădăcini mi-a ajuns să mă acopăr în totalitate. Ar fi trebuit să folosesc două cutii, așa cum de fapt mi-au recomandat și cei de la Sios. Dar eu am zis că fentez și folosesc doar o cutie, ei, nu am făcut o chestie bună. Asta, experiențele nefaste și experimentele se plătesc. Că tot vorbeam de săpun lichid, de la Elmiplant mereu ne cumpărăm acest săpun lichid antibacterian, pentru că spre o deosebire de orice alte săpunuri antibacteriene care există pe piață, acesta este cel mai plăcut. Nici nu ne dăm seama că este un săpun antibacterian, că nu este agresiv și chiar plăcut, ca și așa cum îți lasă pielea. Sunt pe punctul de a termina acest unt de la Charme Dorian, care miroase extraordinar de bine, este extraordinar de hidratant. Cred că este cam cel mai plăcut unt de corp pe care l-am folosit în ultimul an. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Prima dată am primit un sample de la acest produs și cred că a fost sample șantionul pe care l-am folosit și l-am drămuit până la ultima picătură. Mi-a plăcut foarte mult.
Apare și acest produs, mi-a plăcut enorm. Iar un borcan de genul ăsta chiar trebuie să ține, pentru că este foarte untoasă, foarte, o cremă foarte bogată. Mai am foarte puțin pe fundul borcanului și am zis că totuși înainte de la arunca o să iau și ultimele picături care sunt acolo. De fapt, nu picături, ci ultimele, nu știu, prima cantitate, pentru că n-aș putea să zic de picături. Legat de îngrijirea corpului, v-am mai spus și cu alte ocazii că îmi plac foarte mult produsele de îngrijirea corpului de la Colistar. Acest Fango Scrub, nu știu cum să spun, a fost un scrub, parcă din mol, într-adevăr îți cam făceam mizerie în cadă, parcă părea că te-ai spălat cu nisip, dar efectul este foarte plăcut. Și am să vă mai spun un secret. Un secret, în fine, dacă faceți spor, dacă faceți de asta, cum se cheamă, febră musculară și aplicați seara acest scrub cu nămol, să știți că se relaxează pielea și totodată, dacă nu știu, aveți dureri de spate, dureri lombare și stați așa sub duș cu acest nămol, să zic, aplicat așa în jurul taliei, chiar dă o stare foarte plăcută. Mie mi-a plăcut foarte mult acest produs și chiar l-am folosit până la ultima picătură. Ok. Să le aranjez eu pe aceea ca să nu le dărâm. Bun. Iar a apărut jerlinea în sacoșă. De ce? Pentru că după ce am primit acel preschit cu multe produse de la jerlinea, mi-a plăcut foarte mult acela varianta cu ciocolată extra dark și mi-a mai cumpărat. Nu neapărat ca să slăbesc, pentru că nu cred în ideea asta de a slăbi cu produse din game de acest gen, dar pur și simplu mi-a plăcut foarte mult, l-am dus. Ok, hai să vedem ce mai am pe aici. Ha, genuri de duș de ale soțului meu. Acestea le-am cumpărat de pe Aoro, o să vă las linkul în descriere, pentru că pe Aoro am găsit foarte des geluri de duș în format miniatură și pentru damă și pentru bărbați la prețuri foarte bune, nu mai știu, cred că acestea au fost undeva 20-21 pic de lei, dar care sunt extrem de parfumate și fac diferența. Credeți-mă că na, un gel de duș de la Max sau cum e acesta de la Baldessarini lasă oarecare aromă și un parfum pe care niciun alt gel de duș de genul gel de duș din supermarket, de mass market, nu o să-ți lase, nu știu. Chiar îmi plac mie în mod deosebit, adică efectul pe care îl lasă asupra pielii soțului meu, ca să nu intrăm în detalii. Ok. Așa. Și pentru că eram tot la capitolul cosmetice masculine, mai ales că, apropo, am observat că mai am și cititori și urmăritori, abonați, bărbați și pe YouTube, pentru că toată lumea spune că nu prea vorbești despre cosmetice, despre bărbați, de bărbați, pentru că ok, nu prea am ce să spun. Iată că acum vă arăt și acest deodorant, Old Spice, Lagoon, care cred că i-am cumpărat soțului meu deja a doua sau a treia oară, pentru că îi place foarte mult și a zis el că e foarte ok din toate punctele de vedere, ca și deodorant. Și cum el nu prea își lasă părerile despre produse cosmetice, adică nu o să vedeți pe el povestind, cred că foarte rar o să vedeți un bărbat povestind așa înverșunat despre produsele cosmetice, așa cum facem noi femeile, am zis că ok, dacă totuși a spus câteva cuvinte, înseamnă că este bun. De la Sephora îmi plac foarte, foarte mult aceste măști pentru mâini. Hai să vedem dacă mai pot să vă arăt. Ele sunt, de fapt, niște mănuși, așa. Și ți le aplici pe mâini și înăuntru au un gel și foarte hidratant și foarte parfumat și stai, de exemplu, după ce mă demacheam, după ce mă leam cu cremă, stăteam așa în pat câteva minute la televizor înainte să mă culc, stăteam cu ele și chiar dimineața după aia când te trezești, mamă, simți așa mâinile, parcă sunt de prințesă. Mi-a plăcut foarte mult. Mai vorbeam despre Nivea. Pentru noi Nivea în casă este un brand ăsta funcțional, adică întotdeauna, eu știu, geluri de duș, de data asta, uite, șervețele umede, deodorante, săpun lichid mai luăm. Nivea pentru noi cam asta este în casă, este un brand funcțional, este un brand la care apelăm, produsele Nivea sunt așa, gen lucruri pe care trebuie să le ai în casă și care funcționează și care sunt ok. Așa a fost întotdeauna, încă de dinainte de a avea eu blog de beauty și de a avea o legătură mai specială cu brandul Nivea. Și, de exemplu, șervețelele, cum ar fi cele de machiante, precum și acestea intime, sunt mereu prezente în casă, la baie, pe unde avem nevoie. Așa că mereu se termină. Ok? Am terminat și eu, de fapt,
un beauty blender care nu mai știu, cred că ăsta a fost, de, deci un burețel de fond de ten, cred că acesta a fost de la Sephora. Este încă ok, dar l-aveam deja de câteva luni și nu știu, mi s-a părut de acum mult să mai țin, mai ales că mai am mulți alți bureței de fond de ten. Tot ce vreau să spun este că mi-a plăcut foarte mult. Acum am auzit păreri pro și contra, că e bine, că nu prea e bine să te să aplici fondul de ten cu burețelul. Mie mi-a plăcut și ca atare mai am bureței de acest gen și de la alte de la alte firme. Ca tot vorbeam de demachiere, de la Academie am terminat acest lapte de machiant pentru piele sensibilă. Am mai avut produse de la Academie și v-am spus, ei sunt foarte ok pentru că sunt produse profesionale, foarte, foarte bine gândite și dozate în așa fel încât cu adevărat să aibă efect asupra tenului. Academie România este adus de Topline și că tot vorbeam de la Topline, Topline mai aduce un alt brand care mi place foarte mult și anume Babor. Am terminat acest ser pe care l-am început undeva în decembrie, dar bine, l-am folosit zi de zi, l-am folosit o perioadă, iar l-am lăsat, dar acum gata, este gata. O să vă las link-ul în descriere pentru că am făcut un mic articol, preview, ceva am făcut despre această gamă Babor HSR Lifting și mi-a plăcut foarte mult. Ok, ia să vedem ce mai avem pe aici. Ce e asta? Eau de Génie Indemne sau nu știu. Asta a fost un produs dintr-un beauty box din Franța. Eau de Génie e de fapt o apă de ten. Ceva ca un tonic, ca o chestie, un splash pentru față, pentru reîmprospătare. Nu pot să spun nici că mi-a plăcut, nici că nu mi-a plăcut. Era cam apă de ploaie, ca să vă spun sincer. Mai degrabă îmi place să aplic pe ten prin pulverizare o apă termală decât o chestie de acest gen. La ei am văzut că e la mod, acum tot felul de branduri au scos aceste apă de ten, apă pentru reîmprospătarea tenului, în fine. Ok. Ce mai am pe aici, ce mai am pe aici? Ei, am cumpărat de pe eBay două travel size-uri din crema Abbey Royal, crema de zi cu pentru ten uscat. Am avut două borcanele, acum mă uitam să văd câți mililitri au avut. Una a avut 7, una a avut 7. Eu mie mi-au cam ajuns vreo 3 săptămâni, cam așa, am două. Da, ce pot să spun, gama Bay Royal de la Guerlain este o plăcere. Am mai avut ocazia ca acum în ultima perioadă să folosesc și Baume de Nuit, acel balsam de noapte de la tot de la Guerlain din gama Aqua Something, Aqua Plus, parcă am uitat, ce lapsus am. Și a fost așa o perioadă în care m-am cam răsfățat cu produse de skincare Guerlain și credeți-mă că se merită, se simte, se... chiar dacă nu-mi plac, nu pot să spun că îmi plac toate produsele de skincare de la Guerlain, dar combinația a fost, a fost destul de fericită și de norocoasă, să spun așa, pentru tenul meu. Am terminat o pudră care mi-a plăcut extraordinar de mult, pudra de la Too Faced, de fapt este fond de ten sub formă de pudră, Cocoa Powder Foundation, nuanța light, mai am foarte puțin, totuși am să mai folosesc și ce a mai rămas pe aici, pe margini. A fost o pudră care mi-a plăcut extrem de mult și pe care neapărat o să o cumpăr și chiar o să folosesc de acest prilej pentru a face și prima mea comandă online pe sephora.ro. Ok, să vedem ce mai am pe aici. Da, pentru că igiena orală chiar este importantă, am vrut să vă arăt că în perioada aceasta am cam renunțat și adevărul că mi-am dat seama că pastele astea de dinți gen Colgate, Blendamed, bla bla, care se găsesc prin supermarket, nu știu, în ultima perioadă mi s-au părut iritante și nu întotdeauna plăcute, adică da, așa din când în când sau te speli pe dinți doar dimineața sau seara, ok, dar totuși pe parcursul zilei, pentru că mă spăl pe dinți de mai multe ori pe parcursul zilei, prefer mărci mai ok, mai focusate pentru grija, pentru dantură. Și de la gum sau gum, nu știu cum ar fi corect să spun, am folosit și ață dentară, am folosit și această pastă din Original White, la care vreau să vă spun, chiar s-a văzut efectul.
Să zic așa că pentru dantura mea a fost o perioadă în care am făcut niște alegeri foarte bune și anume am folosit GAM și am mai folosit și BioRepair. O să vă las link în descriere, BioRepair Whitening. Am aruncat pastă din asta, dar am păstrat cutia. Acesta se găsește pe Optima Shop. GAM găsiți în farmacii, cam în toate farmaciile, dar am văzut că și parcă și în Mega Image au introdus pentru cei care sunteți din București. Deci GAM, nu uitați, este o gamă făcută într-adevăr ca de profesioniști și pentru a-ți prelungi îngrijirea pe care ți-o aplică stomatologul normal în tratamentele care se fac în cabinet. Dar pentru BioRepair aș vrea eu să adaug că aceste produse, nu știu, parcă îți dau senzația că și dantura e mai protejată. Eu chiar am avut și acea senzație că parcă mi se calmează și zona gingiilor cu care am ceva probleme atunci timp cât, atât timp cât m-am spălat pe dinți cu BioRepair. Pe acestea le găsiți pe Optima Shop, o să vă las link-ul în descriere. Nici nu costă foarte mult și există și pasta de dinți pentru copii pe care o folosește acum băiețelul meu și de care sunt foarte mulțumită pentru că nu conține flori și multe alte nebunii. Pentru că nu știu ce se întâmplă, dar în pastele de dinți de supermarket toate conțin flori. Chiar și cele pentru 0-3 ani sau chestia asta și totuși mi se pare un pic cam exagerat sau lași asemenea substanță care este un pic cam controversată în produsele pentru copii. Pentru că tot vorbim de, am mai vorbit de demachiere, am terminat dischetele demachiante de la Sien, de la Lidl, nu mi-au plăcut. Jumătate am folosit așa, dar după care restul de jumătate de pachet am folosit mai mult ca să-mi curăț pensulele. Deci vă spun sincer, nu mi-a plăcut și pe aia am înțeles de ce. Când m-am uitat la descriere, nu conțin 100% bumbac. Asta vă spun, da, au 60% bumbac, 20% microfibre din poliester, deci nu, chiar nu mi-au plăcut cele de Asien. Și să știți că nu sunt chiar atât de ieftine, adică sunt comparabile cu alte lucruri care sunt pe piață. În continuare rămân la părerea că cele de la Sephora, apropo, sunt foarte bune. Am văzut că și cele de la Marionnaud sunt foarte ok, dar totuși cam mereu revin la dischetele de machiante de la Sephora, care sunt cele mai fine și cele mai plăcute. Am mai terminat o mostră de fond de ten de la Mastaeve Skinny Tint Foundation. Mai este un fond de ten foarte fin și foarte transparent. Este acel fond de ten pe care chiar l-aș putea folosi zi de zi. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și nuanța Innocent mi se potrivește, parcă este copy-paste nuanța ten. Mi-a plăcut foarte mult. Cred că mai am o mostră. Așa. Și pentru că tot suntem la capitolul mostre, în perioada asta am tot folosit o grămadă de mostre, de la Sisley-Sisleia, am mai avut ceva mostre și de la Guerlain Abbey Royal, ce mai am pe aici, diverse mostre, tot le-am pus pe într-o punguță, doar ca să nu uit de ele, alta de la Sisley, este o cremă anticelulită și că tot vă vorbeam de Sephora, am tot încercat în perioada asta. Știți că la Sephora, dacă mergeți, puteți să cumpărați, când cumpărați ceva, puteți să cereți în genul acesta de borcanel și tot felul de, cum ar veni, cantități foarte mici din produse pe care doriți să le încercați și la care nu există testere. Și am încercat crema de la Clavans, aceea Multi Performance sau Multi Active sau ceva de genul, oricum cu mult timp în față. Este o cremă plăcută, dar nu pot să spun că m-a impresionat foarte mult. Ce am mai folosit aici? Am avut Baby Glow Meteorit. Mi-a plăcut foarte mult. Cred că acest fond de ten de fapt BB Cream va trebui la un moment dat să intre pe lista mea. Aceasta este o mostră din Guerlain Abbey Royal. Pe aceasta mi-am luat-o înainte să-mi fac comanda celor două creme mai micuțe pe care vi le-am arătat înainte, pe care le-am comandat de pe eBay. Și aici am avut o mostră din demachiantul crem de bote de la Guerlain, care este o simfonie. Deci, cred că dacă aș avea crema aceasta demachiantă în format full size, cred că aș fi în stare să mă demachiez de 7 ori pe zi, numai ca să simt, nu știu, și ca textură, și ca parfum, și ca tot ce vreți. Stau încă în dubii să-mi o cumpăr, pentru că este totuși foarte scumpă. Este aproape 300 de lei. Cu 300 de lei aș putea să-mi iau alt produs de la Guerlain, un produs de machiaj, poate chiar și un parfum și, nu știu, sunt un pic cam în dubii.
Ce am mai terminat pe aici? Uite că tot chiar mi-a fost dor o perioadă de produse de la Vichy și am găsit o mostră în revista El din Lift Active Serum 10 Supreme. Interesant, plăcut. Parcă totuși mi s-a părut un pic cam parfumat sau nu știu, probabil l-am mai folosit de multă vreme. Da, și aceasta a fost o mostră de Hydra Global de la Sisley. Din acest eșantion am putut să mă dau de două ori și știți cum se hidratează tenul? Ai senzația efectiv că parcă, nu știu, parcă se umflă, parcă e ceva extraordinar. Nu știu ce au pus oamenii ăștia în crema asta, dar dacă dintr-un eșantion din care te dai de două ori se simte efectul ăla, mă gândesc cum s-ar simți dacă mi-aș lua această cremă. Anul ăsta fac ce fac și tot îmi voi lua un produs de skincare Sisley, pentru că deja capriciul cu Guerlain mi l-am satisfăcut, vine rândul Sisley. Și pentru că tot vă vorbeam de Elizabeth Arden, iată că închei cu un produs de Elizabeth Arden, este vorba de rujul Power Red, nuanța 01, un ruj roșu pe care aproape l-am terminat. Cred că a fost cel mai folosit ruj roșu. De câte ori m-ați mai văzut voi prin filme sau prin poze cu ruj roșu, să știți că eram cu acest ruj pentru că mi-a plăcut extrem de mult. Acum port altul, încerc să găsesc ceva similar, dar acesta mi-a plăcut extraordinar de mult. Și pentru că am zis că tot acest film nu a durat ceva mai mult și am arătat atâtea produse, m-am gândit să vă fac o surpriză și vouă. Pentru că am primit un press kit de la Lidl. Lidl face o campanie care se numește Împreună protejăm frumusețea româncelor. O să vă arăt ce produse sunt aici înăuntru. Acestea sunt produsele. Deci aveți un gel de duș, o cremă de noapte și un BB cream o nuanță deschisă. M-am gândit să-l fac cadou cuiva dintre voi, mai exact o să fie un concurs. Dar toate detaliile legate de acest concurs le veți găsi pe blog, în articolul care va fi cu legătură la acest filmuleț. Numai că în condiția de concurs va fi ceva legat și de acest videoclip Empties de data aceasta, așa că ar fi bine să-l urmăriți cu atenție ca să puteți să răspundeți la întrebare și să intrați în concurs. Bun, vă mulțumesc foarte mult, până data viitoare, să fiți sănătoase și bineînțeles foarte frumoase! La revedere!